Bună ziua! Sunt Mihai Bologan, director executiv al companiei Date Inteligente și am plăcerea să fac prezentarea noastră tradițională a două studii pe care le-am făcut în luna octombrie, dar și venim cu inovații, anume am făcut o analiză a excesului de decese în Republica Moldova pentru anul 2020. Știu că cu toții așteptați aceste date, de ce voi trece la primul subiect. Da, nu, înainte de a vă aminti că puteți prelua toate imaginile care apar pe ecran de pe canalul nostru de Telegram t.me/dateinteligente. Acolo găsiți absolut toate graficile în calitate înaltă, deci nu e nevoie să fotografiați ecranul. Prima secțiune din trei ține de analiza deceselor din anul 2020 și anii precedenți. Anul trecut, când pandemia lua tot mai multe vieți ale cetățenilor noștri, au apărut mai multe discuții, inclusiv erau ipoteze care spuneau că numărul de decese de fapt este exagerat, că oamenii nu mor de COVID, că oamenii ar fi murit și așa de alte boli și multe ipoteze conexe. Din păcate, la momentul acela nu erau date statistice care să confirme sau să infirme acest fapt, astfel că ele erau doar ipoteze. La moment, noi dispunem de aceste date și pentru această analiză noi am utilizat doar date care sunt disponibile publice și care pot fi ușor verificate. Haideți să vedem o analiză a numărului de decese în Republica Moldova, menționăm fără stânga Nistrului. Pentru anii 2017-2019 avem în jur de 37.000 de decese în fiecare an și avem o dezagregare pe mediul urban și rural. Ce s-a întâmplat în 2020? În 2020 pandemia a devenit activă deja spre vară, când numărul de decese a început să crească. Avem o creștere a numărului de decese față de anul precedent, 2019, cu 11,7% în total. Deci, cu 11,7% mai multe persoane au decedat într-un singur an decât în anul anterior, în condițiile în care în anii precedenți nu existau fluctuații mari în numărul de decese. Mai grav a fost în mediul urban, unde numărul de decese a crescut cu peste 21%. În timp ce în mediul rural numărul de decese a crescut ceva mai puțin, cu 6,6%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oficial în anul 2020 s-a înregistrat un exces de decese de 4.285 de persoane. Deci asta e numărul de persoane care au decedat mai mult decât în anul trecut. Și așa cum am spus că în ultimii ani nu exista o fluctuație prea mare în rândul de decese, iar principalul factor care influențează acest indicator este structura populației, care de asemenea nu s-a schimbat radical timp de un an și nici nu au existat alți factori majori care ar fi putut influența mortalitatea în Republica Moldova decât pandemia de COVID. În același timp, statistica oficială, Ministerul Sănătății, am utilizat și datele worldometric.org, ei estimează că în 2020 circa 3.000 de persoane au decedat în Republica Moldova, inclusiv 2.740 din dreapta Nistrului. Ceea ce înseamnă că, de fapt, în anul trecut, nu doar că numărul de decese n-a fost influențat de COVID, mai mult ca atât, e foarte probabil ca de COVID să fi decedat cu 55% mai multe persoane decât se estimează, deoarece avem exces de 4.245 de persoane decedate, în timp ce numărul de persoane oficial înregistrate ca fiind decedate de COVID este 2.740. În stânga Nistrului situația este un pic diferită. Ei au alte date privind numărul de decese, care diferă de cele ale Ministerului Sănătății pentru stânga Nistrului. Și în stânga Nistrului, de asemenea, s-a înregistrat un exces de decese în 2020, anume cu 448 de persoane mai mult decât în anul precedent, în condițiile în care, conform statisticii din regiune, numărul persoanelor decedate de COVID este de 400,
73. Respectiv, în regiune putem constata că statistica oficială corelează destul de bine cu cea a COVID-ului, respectiv excesul de decese este explicat practic doar de COVID și nu sunt alți factori. În schimb, în partea dreaptă a Nistrului putem presupune fie că nu se duce o contabilitate corectă a numărului de decese, fie că din cauza complicațiilor, alți 55% față de cei care sunt înregistrați oficial, au mai decedat din complicații sau alte cauze conexe sau pur și simplu n-au fost înregistrați. Deci situația în dreapta Nistrului este mult mai rea decât arată statistica oficială. Trecem la secțiunea a doua, care este despre situația sociopolitică în Republica Moldova și avem unele schimbări față de luna precedentă și le vom lua pe rând. Deci atât studiul sociopolitic cât și studiul de audiență au fost efectuate printr-un sondaj reprezentativ național în teren, în rândul la 834 de respondenți, ceea ce ne dă o eroare maximă de șantionare de plus minus 3,4 puncte procentuale. Perioada de culegere a datelor a fost 3-18 octombrie 2021, iar datele au fost ajustate după structura de gen, grupe de vârstă, mediu de reședință, regiuni și etnii. Puteți să vă familiarizați cu structura eșantionului. Eu voi trece la rezultatele propriu-zise. Ca și în ultimele luni, mai multe persoane din Republica Moldova consideră că lucrurile în țara noastră merg într-o direcție corectă. E vorba de 42,4%, iar într-o direcție greșită consideră 40,9%. Față de anii anteriori, indicatorul de optimism este mult, mult mai mare, totuși față de iulie 2021 el a început să scadă și deja a scăzut semnificativ. Menționez că în iulie 2021 am înregistrat mai mult de jumătate din respondenți care spuneau că lucrurile în Republica Moldova merg într-o direcție corectă, iar în prezent acest indicator a scăzut cu 10 puncte procentuale. Pe de altă parte, dacă comparăm situația din octombrie 2021 cu octombrie 2020, sunt de 3 ori mai mulți oameni care consideră că lucrurile merg într-o direcție corectă, deoarece atunci doar 13,8% considerau în acest mod. Deci optimismul încă există, dar el este într-o ușoară scădere. În cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, două partide cu siguranță vor ajunge în Parlament, de fapt două formațiuni politice. Partidul Acțiune și Solidaritate a luat 35,2% din total respondenți, nu din deciși. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor ar lua 18,8%, iar Partidul Șorc 4,6% din total probabil tot ar trece în Parlament, deoarece din deciși ar acumula mai mult de pragul de 5%. Partidul nostru cu 3,9% din total ar fi relativ aproape de prag, dar un pic sub pragul de 5% din deciși. Urmează Platforma Demnitate și Adevăr cu 2,9% din total. Ea este sub pragul electoral din respondenții deciși, dar în continuare reprezintă o forță politică care potențial ar putea ajunge în următorul Parlament. Celelalte partide acumulează procentaje foarte mici și se evidențează doar Partidul Democrație Acasă, care în cadrul acestui sondaj a obținut 0,35%, multe alte formațiuni au obținut procentaj între 0,3-0,4% sau chiar o sutime. În cadrul acestei întrebări, 15,8% din respondenți au spus că nu vor participa la alegeri, 13,13% nu știu cu cine ar vota și 2,8% nu au răspuns la această întrebare. Tradițional, această categorie este numită indeciși. Iar noi, ca și companie, nu mai facem
recalculare proporțională a procentajelor din cadrul deciziilor, deoarece nu întotdeauna este direct proporțional. La capitolul în care politician din Republica Moldova aveți cea mai mare încredere, liderul rămâne doamna președintă Maia Sandu cu 36,4%, pe locul 2 Igor Dodon cu 16%, deși chiar în această lună și-a anunțat retragerea din politică, menționez că sondajul a fost efectuat preponderent în prima jumătate a lunii octombrie, respectiv această decizie încă nu a reușit să se materializeze în cadrul scorului obținut de domnul Dodon. Pe locul 3, 4,4% din toți respondenții au cea mai mare încredere în Ilan Șor, 4,1% în Vladimir Voronin, primarul de Chișinău Ion Ceban este pe locul 5 cu 2,8% din total, Renato Usată e 2,4%, deși și el s-a retras din politic, oricum el încă este numit de către mulți respondenți ca fiind politicianul în care ei ar avea cea mai mare încredere. Andrei Năstase, 1,1%, Irina Vlah, 0,7%, Ion Chicu, 0,4%, alți politicieni au fost numiți de mai puțin de 0,4%. 21% nu au încredere în nimeni, iar 5,5% nu au dat un răspuns la această întrebare. Întrebarea care mie personal îmi place mai mult, deoarece ea oferă mai mult dinamism de la o lună la alta și unde răspunsurile sunt deschise, spre deosebire de întrebarea anterioară, unde s-a ales dintr-o listă de politicieni. Deci, politicianul care a fost cel mai activ în ultimele 30 de zile în opinia respondenților a fost, de asemenea, doamna președintă Maia Sandu, 28,9% consideră astfel, 15% consideră că Igor Dodon a fost cel mai activ politician, iar pe locul 3, pentru prima dată de când nu facem măsurători, urcă actuala prim-ministră Natalia Gavriliță cu 6,1%, Ion Ceban, primarul capitalei, are 5%, probabil a urcat pe locul 4. Igor Grosu, care anterior era pe locul 3, a coborât ușor până pe locul 4 cu 4%. De ce am spus că această întrebare îmi place mai mult? Deoarece ea reflectă destul de fidel ceea ce se întâmplă în ultima lună și, într-adevăr, guvernul a devenit mult mai activ în ultima perioadă și aici a intrat la rampă Natalia Gavriliță. Andrei Spânu, care are 1,2%, deși anterior el avea un procent mult, mult mai mic. În schimb, Parlamentul, care anterior era un pic mai activ, a căzut un pic în umbră. Mai menționăm că Renato Usată a fost numit de 2,3%, probabil în contextul alegerilor din Bălți. Ilan Șor 1%, Sergiu Litvinencu, Alexandru Slusăr de asemenea 1%, și ceilalți sub 1%. De asemenea, deoarece întrebarea este deschisă, noi primim mai multe răspunsuri și avem posibilitatea și să urmărim dinamica politicienilor de la o lună la alta și dinamica mai multor politicieni. Dacă vorbim de partide, aici avem un sortiment mult mai îngust. Cel mai activ partid în ultimele 30 de zile a fost Partidul Acțiune și Solidaritate, astfel consideră aproape jumătate din toți respondenții. Un pic peste o cincime consideră că reprezentanții blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor au fost cei mai activi. 36% consideră că reprezentanții partidului politic Șor au fost cei mai activi. 1% că e preluat forma DA, 0,38% Partidul Nostru și 0,6% pentru Democrația Acasă. Alte partide au acumulat doar 0,2%. Practic, există o percepție că, în general, partidele parlamentare sunt cele active, din cele extraparlamentare, doar puțini respondenți consideră că ele au fost mai active decât altele. Trecem la componenta de vectori externi. În ceea ce privește dorința de a adera la Uniunea Europeană, deja de aproape un an avem o anumită stabilitate în jurul de 68-70% din
total respondenți care ar vota pentru aderare la Uniunea Europeană, a Republicii Moldova. Nu avem o dinamică prea spectaculoasă ultimele luni, deci e un indicator care are valori destul de convergente în jur la 68-70%. Totuși, e de menționat că anul trecut, în octombrie 2020, acest indicator avea doar 59-39%, deci începând cu decembrie anul trecut, el constant este înalt. În schimb, dacă vorbim despre aderarea deplină a Republicii Moldova la Uniunea Economică Eurasiatică, fluctuații există și ele sunt destul de importante și depind de evenimentele din țară. Dacă până în iulie acest procent a scăzut foarte mult, până la 37,5%, cel mai mic de când noi monitorizăm acest indicator, totuși, în septembrie a fost o ușoară creștere și în octombrie avem o creștere deja semnificativă cu 4 puncte procentuale până la 42,4%. S-ar putea să fie legată de criza gazului, s-ar putea să fie alte explicații. Noi nu putem cunoaște exact. Pe de altă parte, sentimentul unionist, după ce s-a poziționat în jur de 40-41%, a revenit la nivelul aproape maximal, 43-38% din populație ar fi de acord să voteze pentru unirea Republicii Moldova cu România. Numărul celor care ar fi împotrivă este un pic mai mare, deoarece în acest caz sunt destul de puțini indeciși. Dar, practic, noi am revenit la maximul istoric înregistrat de compania noastră din februarie 2021, când sentimentul unionist era doar cu 10% mai mare. În ceea ce ține de aderarea la NATO, ușoară scădere față de luna precedentă, însă, oricum, valori destul de ridicate pentru datele istorice. Tradițional, majoritatea moldovenilor sunt contra aderării la NATO, astfel că în prezent doar o treime din total respondenți sunt pentru. A crescut și ponderea celor care ar fi de acord să fie refăcută Uniunea Sovietică împreună cu Republica Moldova ca parte componentă. Dacă în septembrie am asistat la un minim istoric de când noi calculăm acest indicator de 19% care ar fi în favoare, în octombrie acest indicator a crescut cu 4,2 puncte procentuale până la 23,2%. Totuși, marea majoritate a cetățenilor din țara noastră sunt contra refacerii Uniunii Sovietice, inclusiv cu Republica Moldova în componența ei. Pe de altă parte, un fenomen interesant este scăderea în continuu a suportului pentru recunoașterea independenței, așa numite Republicii Moldovenești în Istrenia. Dacă în iulie 2021 acest indicator avea o valoare maximă de 25,3%, în octombrie deja el a coborât până la 18,6%. Evident, marea majoritate a populației este contra recunoașterii independenței acestei republici separatiste. Pe de altă parte, avem o scădere și la capitolul dorință de ieșirea Republicii Moldova din CSI. Indicatorul a scăzut de la 45,7% care susțineau ieșirea Republicii Moldova din CSI până la 40,2%, astfel că în prezent mai mulți cetățeni din Republica Moldova ar fi în favoarea păstrării statutului de membru al CSI pentru Republica Moldova decât ieșirea din CSI. Și ajungem la secțiunea a treia, este vorba de studiul de audiență IDATA pentru octombrie 2021. În acest studiu am readus mai multe întrebări cu care v-am deprins în debutul acestui an, în lunile de iarnă și primăvară. Și haideți să vedem ce au spus respondenții. Începem cu o secțiune mai largă ce ține de televiziune.
57,7% privesc televizorul zilnic și 15% sunt cei care nu au privit televizorul deloc în ultimele 3 luni. Acest indicator este mai mult sau mai puțin constant în ultimele luni, deși există o anumită tendință ca tot mai puține persoane să privească televizorul zilnic. Am adresat câteva întrebări referitor la posturile TV și voi veni și cu explicația metodologică pentru fiecare din ele. O întrebare la care s-a solicitat un singur răspuns este vorba de postul TV pe care respondenții l-au urmărit cel mai mult în ultimele 30 de zile. Deci o întrebare cu un singur răspuns posibil. 20,3% au menționat Jurnal TV, 11,3% au menționat postul Pro TV, 11,1% au menționat postul Public Moldova 1, 10,6% au menționat postul Primul în Moldova, 9,9% au menționat postul Prime TV, 7,8% au menționat familia de posturi RTR, 6,6% au menționat postul TV 8, 5,3% au menționat postul NTV Moldova, dar și altele din familia NTV. 3,3% au menționat postul Canal 3, 2,5% au menționat postul TVR Chișinău, dar și alte posturi din familia TVR. 1% au menționat postul TV 6, iar 3,1% au menționat alte posturi. Deci, o cincime din toți respondenții care privesc televiziunea au spus că au urmărit cel mai des, anume, Jurnal TV. Această întrebare este destul de informativă, dar pe noi ne interesează și ce posturi, în general, sunt privite de către telespectatori. Astfel, i-am întrebat cu variante de răspuns da sau nu, dacă au privit în ultimele 30 de zile aceste posturi TV, măcar 15 minute consecutiv. Astfel, din toți cei care au privit televiziunea în ultimele 30 de zile, 63,7% au privit postul Moldova 1, măcar pentru o anumită perioadă de timp, 61,7% au privit postul Prime TV, 59,4% au privit postul Jurnal TV, 56,2% au privit postul Primul în Moldova, 55,8% au privit Pro TV, 54,3% au privit Publica TV și 52,3% au privit unul din posturile din familia RTR. Mai puțin de jumătate au privit TV 8 sau NTV, practic jumătate din respondenți. 39,9% au privit Canal 3, 37,6% au privit TVR și 36,2% din toți telespectatori au privit TV6 măcar 15 minute în ultimele 30 de zile. Așa cum am promis, am întors destul de multe întrebări în sondajul nostru și le prezentăm public. Postul TV care reprezintă cel mai bun program de divertisment în opinia respondenților este Jurnal TV, astfel consideră 20,8% din respondenți. Procent important a obținut Prime TV, 14,3%, Primul în Moldova 10,7%, Pro TV 9,6% și Postul Public Moldova 1 9,3%. Deci asta a fost o întrebare cu privire la cel mai bun program de divertisment al acestor posturi. Pe de altă parte, am întrebat care post TV, în opinia lor, prezintă cele mai corecte știri, informații și reportaje. Pe primul loc este Jurnal TV, 21,3% din total respondenți consider că anume acest post prezintă cele mai corecte știri, informații și reportaje. 16,6% sau fiecare șasele spectatori consideră că Pro TV prezintă cele mai corecte știri, iar 10,5% au numit postul Primul în Moldova. Desigur, au fost menționate și alte posturi. O intrare curioasă în acest top este Euronews. O jumătate de procent consideră că anume acest post prezintă cele mai corecte știri. De obicei, posturile străine
cu excepția celor din România sau Rusia, nu prea apar în topuri, dar în acest caz Euronews a fost printre primele posturi. De asemenea, am întrebat de la ce post TV respondenții se informează cel mai frecvent despre evenimentele din Republica Moldova. Și aici avem două posturi de bază, Jurnal TV 23,1% și Pro TV 21,2%. Urmează Prime TV cu 10,7%. Deci acestea sunt posturile din care cel mai frecvent respondenții se informează. Totuși, denotat că nu există un post TV care să fie clar, să conducă clar la una din categoriile anterioare. Și faptul că există multe posturi TV este un lucru bun, pentru că respondenții, de fapt, se informează din mai multe surse și nu există o sursă care domină pe toate celelalte. O întrebare care mie îmi place mult, deoarece ea este deschisă și sunt foarte, foarte multe răspunsuri pe care noi le primim, este vorba de emisiunea TV care le-a plăcut respondenților cel mai mult în ultimele 30 de zile și pe locul întâi, ca și în alte cercetări din acest an, a fost emisiunea Vorbește Moldova cu 15,6%. Ora de Ras a intrat în top pentru prima dată cu 7,7% și avem o emisiune străină, Policites, 7,4%, de asemenea intră în top, ceea ce este o altă premieră. Voi nota încă unele emisiuni care au obținut un procentaj important, este vorba de 100 de moldoveni au zis, 6,9%, Cutia Neagră, 5,3%, Secretele Puterii, 5,2% și În Profunzime, 4,7%. Menționez că au fost numite foarte multe emisiuni. De asemenea, trebuie să menționez că emisiunea politică Natalie Mărar, care a fost numită în sondaj, noi nu am prezentat în rezultate, deoarece această emisiune nu a apărut pe post în ultimele 30 de zile. Altă întrebare cu privire la prezentatori. Ce prezentator TV v-a plăcut cel mai mult în ultimele 30 de zile? De asemenea, menționez că mai mulți respondenți au numit-o pe Natalia Mărar la acest capitol, dar iarăși, în cauza că emisiunea efectiv nu a apărut în ultimele 30 de zile, nu este corect să o prezentăm în acest top, deci prezentăm altele date. Astfel, pe primul loc este Natalia Cheptine cu 9,9%, Lilu Ojovan 7,5% și Alexandru Cozer 7,1%. Este pentru prima dată când un prezentator, bărbat, intră în top 3, de obicei top până la 6 persoane, prezentatori, erau toate doamne. Și pe locul 4 este Leonid Iacubovici, 6,6%, o altă premieră, un prezentator din Rusia, este în top 4. Lorena Bogza, 5,6%, Mariana Rață, 4,9%, Angela Gonța, 4,8%, și Dan Negru, 3,9%. Observăm unele schimbări interesante, o ascensiune destul de importantă a lui Alexandru Cozer, care de la începutul anului a crescut simțitor în ratinguri. Dan Negru se menține cam în aceeași poziție. Rest, sunt unele schimbări, dar care sunt mai puțin semnificative, deoarece există și o eroare de eșantionare, iar la procente mici, eroarea efectivă poate fi mai mare. Ca rezumat, Natalia Cheptine pe primul loc, Lilu Ojovan și Alexandru Cozer se află și ei în top 3. Aici încheiem cu televiziunea, trecem la portalurile de știri. 40,2% din respondenți informează din portaluri de știri zilnic, iar o treime nu se informează deloc, cel puțin în ultimele 3 luni nu s-au informat. Crește mult interesul pentru știrile online și în continuare o bună parte din populație nu accesează din anumite motive aceste știri.
Am întrebat respondenții ce portal, în opinia lor, prezintă cele mai corecte știri și informații. Iar în această lună, pe primul loc, s-a situat portalul știri.md cu 25,31%. Procente destul de mare au obținut jurnal TV, jurnal.md 20,8% și ProTV.md 19%. Deci aceste trei portaluri sunt lideri detașați la aceste opinii. De asemenea, avem unele portaluri relativ populare, ca TVO.md, Point.md, Sputnik.md, care au obținut peste 38%. Și lista continuă destul de mult. Aici iarăși place că nu există un portal care clar domină tot. Sunt trei portaluri foarte importante și multe alte portaluri care au procente relativ mari din piață. Respectiv, avem o diversitate de opinii destul de cuprinzătoare. Din ce portal v-ați informat cel mai des în ultimele 30 de zile? Aici topul este aproximativ același. Știri.media pe primul loc 24,8%, jurnal.media 21,4% și ProTV 19,3%. Pe locul 4 este TV8.media cu 5,9%. De remarcat că printre portaluri a apărut și mail.ru, 1% din toți respondenții se informează cel mai des direct de pe mail.ru. Trecem la posturile radio și, ca de obicei, noi aflăm că circa 30, de data aceasta 31,32% din respondenți ascultă radioul zilnic, iar 45,4% nu au ascultat deloc radioul în ultimele 3 luni. Aici diferențe semnificative față de alte cercetări nu sunt. Dar de această dată am întrebat și ce posturi de radio ei ascultă cel mai des și fiecare respondent a putut numi până la 5 posturi de radio. Astfel, cei mai mulți respondenți au numit postul Radio Noroc, anume 30,4%, urmat de Radio Moldova, 28,2%, și pe locul 3 Radio Play, 27,9%. Deci, trei posturi de radio, ca și în trecut, sunt ascultate mai mult sau de mai mulți radioascultători decât altele. Urmează alte trei posturi de radio cu procent important, Jurnal FM 13,2%, Hit FM și Ruske Radio cu câte 12,2% și Kiss FM 8,8%. De menționat că sunt foarte multe posturi de radio care sunt numite, sunt posturi de radio locale care în anumite regiuni au audiență destul de mare ca procent din populație. Voi menționa Radio Arheia, are 2% din total, GRT-FM, care este radio din Găgăuzia, 2,3%. De asemenea, mai sunt și alte radiouri locale, care, bine, la nivel național nu se pot evidenția, dar în regiunile lor sunt destul de importante. Și cred că ultimul subiect ține de rețelele de socializare. Puțin sub 2-3 din toată populația utilizează cel puțin o rețea de socializare zilnic și doar 22% din populația adultă nu au utilizat o rețea în ultimele 3 luni. Aici iarăși nu există schimbări semnificative. Haideți să ne uităm ce rețele sunt utilizate cel puțin săptămânal dintre cei care utilizează rețele. Facebook continuă să fie pe primul loc, 67,2%, Instagram pe locul 2, 26,5%. Un pic a crescut față de luna trecută ponderea celor care au menționat odnoclasnici, 24,1%. Telegram 10,9%, TikTok 7,5%, ВКонтакте 3,1%, да, се пара ка Телеграм е тотуш 10,9% и ТикТок 7,5%, ВКонтакте 3,1%, Твитер 2,1%, LinkedIn 1,1%, și aici Snapchat, bine, sunt niște schimbări de logo-uri și
și texte. Ceea ce este, Facebook este cea mai populară rețea de socializare și acum seara, în dimineața aceasta am aflat că compania își va schimba numele, și-a schimbat-o deja. Compania care deține și Instagram-ul, care este pe locul 2, a crescut ponderea la unoclasnicii, Telegram-ul se menține bine pe locul 4, TikTok este în continuare destul de popular. Ca divertisment, noi mai păstrăm Clubhouse în lista de opțiuni și din ceea ce observăm e că această rețea nu crește, există o pondere destul de marginală de utilizatori de Clubhouse în Republica Moldova, iar Snapchat-ul și LinkedIn, de asemenea, sunt utilizate de puțini adulți. Și acesta nu a fost ultimul subiect, deoarece mai avem informații despre cele mai citite ziare. Despre ziare, cea mai importantă informație este că puțin ne citesc ziare, și anume doar sub 4% din respondenți spun că citesc ziare zilnic sau aproape zilnic, iar două treimi aproximativ nu citesc nici ziare, nici reviste deloc. Iar cele mai citite ziare, ele sunt, de fapt, ziare sunt foarte multe, deoarece noi am oferit respondenților posibilitatea de a numi până la 5 ziare. Locul 1, evident, este un ziar. Pe locul 2 avem Unghiul, care este un ziar regional. Pe locul 3, deși în primele noastre cercetări această publicație era în top, ponderea ei a scăzut destul de mult, până la 7,8%, cei care citesc Комсомольская правда. Ziarul nostru, care este un ziar de partid, are 5,6% din cei care citesc ziare. Curierul de Hâncești, care este un ziar regional, are 5,4%. Timpul, care nu este un ziar tipărit, el continuă să fie numit de respondenți. Și dacă tot e numit, o să-l păstrăm în top. Jurnal de Chișinău, 4,2%, Observatorul din Nord, care și el este un ziar regional, 4,1%, Argumente și Fapte, în Moldova, 3,7%, un ziar care era în top 3. Și mai avem Opinia Liberă, ziar regional, 3,6% și Literatura și Arta, 2,9%. Problema noastră e că noi oferim respondenților posibilitatea de a scrie ei, de a numi aceste ziare și nu întotdeauna noi suntem siguri dacă ziarul numit de respondent chiar există sau nu. În cazul Timp, noi știm că este site și nu e ziar, dar în fine, el este perceput ca ziar în continuare, chiar dacă este site. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să ne urmăriți pe canalul de Telegram, pe pagina de Facebook și, așa cum ați observat, noi avem rebranding, cei care ne urmăresc și care sunt partenerii noștri, deja vă rugăm să utilizați logo-ul nostru. Să aveți o zi bună!